Pentru unii oameni, Paștele înseamnă mai mult decât prepararea cozonacilor sau vopsirea ouălelor. Pentru ei înseamnă o masă caldă după foarte mult timp. Cei sărmani se bucură de venirea sărbătorilor pascale, mai mult decât oricare alt om. Și asta deoarece în Săptămâna Mare, cei ce știu de nevoile lor își îndreaptă atenția către ei. Printre aceștia fac parte și voluntarii Asociației Speranță și Acțiune, care au oferit pachete câtorva oamenii străzii care se află în evidențele asociației. Chiar și unii membri ai asociației sunt foști oamenii străzii, printre aceștia numărându-se și președintele Asociației Speranță și Acțiune, Mihai Bâncotan. Astăzi, Asociația Umanitară Speranță și Acțiune se gândește în spirit creștinesc să ofere o masă acestor peste 20 de oameni care sunt fără adăpost și trăiesc în zona Lipovei. Ați spus puțin mai devreme că aveți o poveste asemănătoare ce s-a întâmplat acum 22 de ani. Da, este foarte adevărat și n-am să neg niciodată istoria. Într-adevăr, am fost și eu cândva asemenea acestor oameni, pot să-i înțeleg, ei sunt aidoma nouă, doar că din anumite motive trăiesc astăzi așa cum trăiesc. Dar asta nu înseamnă că dacă îi ignorăm, le dăm vreo șansă. Dimpotrivă, atenția noastră poate să-i ajute pe o parte dintre acești oameni să redevină oameni, să se reintegreze social și chiar să producă valori în societatea românească. Din cauza sărăciei în care trăiesc pentru mulți timișoreni, indiferent de etnie, sărbătorile religioase mari de peste an sunt o adevărată povară. Uneori situația lor este ușurată de către autoritățile publice locale și diverse asociații, care le oferă de Crăciun și de Paște pachete cu produse alimentare de bază, dar și specifice sărbătorilor. Ce înseamnă Paștele pentru dumneavoastră? Păi Paștele nostru înseamnă... Nu știu ce înseamnă, nu știu, la Paștele nostru nu știu, că noi nu avem niciun nimic, că suntem pe drumuri. Ce ați primit, faceta? Mâncare. Mai puteți să cumpărați și altceva la Paștele? N-am bani. Și ce faceți, cum supraviețuiți, cum trăiți? Sărac. Da, îmi par și mă culc acolo. Acum am primit mâncare. Și în rest de unde mâncați? Unde de la bidoane. Sărbătoare mare. Cum vă întrețineți? Unde locuiți? Ce mâncați în zi de zi așa? La contare. La contare. Care-i povestea? N-am putut să mai lucrez. La spiciorul. Cu mii. Pensii nu mi-o dat. Și n-am mai avut niciun act. Am ajuns așa norocit. Da. De tot. Astăzi ce ați primit? Uitați, am primit dâns. Am primit o porție de mâncare și uitați aici, cartofi. Mâncăm și noi. Nu ne oprim aici. Acesta este dezideratul Asociației Speranță și Acțiune. Acțiunile de ajutorare a oamenilor nevoiași și nu numai vor continua, astfel că până la venirea verii va fi construită o tabără de vacanță în localitatea timișană Brestovăț, cu o capacitate de 100 de locuri. Tabăra va fi destinată copiilor cu dizabilități din județ și din regiune.